Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bunic american, altul decât MC Hammer. Un bunic ca lumea, de 70 de ani. Nu, 70 de ani a strâns, 91 de ani are bunic. Aha, 91 de ani are bunicul ăsta, care timp de 70 de ani și-a depozitat mărunțișul într-o damigeană. Au ei damigene, mă, în America. Dar seama, damigeană ca lume. Da. Deci, nu cred că au damigeană. Dar nu știu ce. Așa s-a tradus. Cred că s-a tradus greșit. Cred că e bidon ceva. Whisky la damigeană, nu cred că se, adică whisky de casă americanii fac, că tu ai fost pe acolo. Păi n-am fost în locurile în care se... I-a văzut să distileze... Se făcea pe vremuri, pe vremea prohibiției, după care au schimbat. Da, bun, deci am înțeles. Deci el ce a fost? Deci un cetățean în vârstă de 91 de ani a strâns timp de 70 de ani, adică de la 21 de ani s-a apucat să pună fiecare monedă pe care a avut-o, a pus-o în damigeană. Și acum nepotă-su a reușit să numere banii, așa cum a scris într-o postare pe Reddit, și în total erau 2052 de dolari și 76 de cenți. O viață întreagă de muncă și da. Nu mai nici dolarul ce era pe vremuri. Exact. 2052. A fost o sarcină de 5 zile pentru întreaga familie, povestește nepotul. În timpul maratonului de numărare, familia a adunat un total de 5708 monede de un sfert de dolar, 3909 de 10 cenți, 2360 de monede de 5 cenți și 7833 de fise de câte un cent. Au numărat manual și parțial și cu ajutorul unui aparat. Probabil a luat capul la un moment dat, s-au dus și au cumpărat. Bă, du-te, cumpără unul, un aparat de numărat monede, că nu mai pot. Dar vorbești cu un prieten, șefule, lasă și mie aparat o zi. Bunicu, da, a zis că nu se aștepta, a fost șocat. A, bunicu era în viață? Bunicu e viu, mă. Dar el la un moment dat le-a zis ăstora, băi, tataie l-a luat pe nepotul. Nu mă rămân și vezi că am o damigeană. Cum monezi. Așa. Nu știu ce-i cu ele, numărele și tu să vedem cât am strâns. Mm-hmm. Și asta s-a apucat, n-a auzit că în 5 zile a terminat lucrarea, adică... 2500. A fost cine știe ce treabă. Frumos. Și bunicu credea că, are, că a strâns sub 1000 de dolari. Și iată, el are 2000 și de dolari, vezi? 2052 de dolari. Azi la damigean un cent de pui, mâine el va face pui. Exact. Da. Dar totuși moștenirea ar putea deveni chiar mult mai valoroasă, pentru că un colecționar a atras atenția asupra unor monede de mare valoare ce s-ar fi aflat în damigeană, că ăsta mic a pozat, înțeleg. Nu cred. Avuția și a făcut o postare. Cel a remarcat un penny de cupru din 1943 și un penny din 69 cu marca de monetărie S. Aparna, nu știu ce, așa, știi, numismații, care ar fi extrem de rare și s-ar putea vinde cu zeci de mii de dolari. Frumos. Da, apropo de pățania acestor cetățeni americani, care, iată, au adunat 2000 de dolari în o viață, în 70 de ani a strâns bunicul ăsta banii, ne-am gândit să vă întrebăm dacă voi ați strâns bani în copilărie, în pușculiță. Eu țin minte că strângeam în pușculița aia monede. Mă, stai puțin. Prima întrebare. Tu ai avut purceluș de la de... Da. Nu cred. Ba da. Ai avut purceluș, porcușor? Da, de la Dălut. L-am luat de la Horezu sau de nu știu unde. Am fost într-o excursie. Deci, bă, pe cuvânt, eu mie m-a rugat o vreme, că după aia mi-a trecut. Eu m-a rugat de tata să-mi ia și mie un purceluș de ăsta și el a refuzat net din două motive. O dată că dacă îmi dădea purcelușul, trebuia după aceea să mă ajute să-mi umplu bani. Ceea ce era. Asta era un commitment pe termen lung, un angajament pe termen lung. Și după aia mi-a explicat ce rost are să luăm purceluș de faianță de asta de lut, de ce o fiel de ceramică să punem în el, că după aia îl distrugem, îl spargem. Pe vremea nu era de plastic. Și ce rost are să-l spargem după aceea? Adică, dacă ți-l iau, nu poți să-l folosești la scopul pentru care a fost el făcut. Că înseamnă că trebuie să-l spargem și ne pare rău. Și dacă nu-l spargem, ce rost are să pui bani în el? Și te-a convins. Și n-am primit mă purceluș de ăsta sau porcușor. Nu, eu l-am avut, dar după ce am pus în el câteva monede, să zic, 15-20, nu mai țin minte, am vrut să-mi iau gumă cu surprize. Da. Acțiunea se petrece după 90, da, imediat, aveam 10-11 ani. Și am început să-l iau și să mă chinui să scot prin fanta aia monedă cu monedă, ceea ce n-am reușit. Așa că l-ai spart, vezi? Și în cele de urmă l-am spart, am zis, maică mică, a fost un accident. Și mi-am luat gumă de mestecat de toți banii. Dar tu ai economisit când erai în copilărie? Ai economisit pentru ceva? Economiseai pentru ceva? Nu, n-am putut, nici în prezent nu pot să economisesc pentru ceva. Nu, nu sunt genul... Eu am economisit un timp pentru timbre. Economiseam pentru timbre, că mai dădea tata niște bănuți de buzunar și puneam deoparte. El îmi dădea 7 lei pe săptămână.
Înțelegi? Un leu pe zi. Da, da, da. Și puneam, era 14 lei, un plic de la sau ceva de genul ăsta. Banii mei nu prindeau seara, ăștia da. De, îi aveam pe zi. Și asta a mers un timp, după care s-a hotărât că sunt banii rosiți. Că timbrele alea n-au nicio valoare, ceea ce era perfect adevărat. Am colecționat și eu timbre, dar hai că ne ducem în altă și parte. Și să găsim un hobby da. Care să nu coste atât de mult, inutil, să nu irosim bani. Da, apropo de asta, de strâns bani. Și după aceea m-am apucat, dar aveam deja salariu. M-am apucat să economisez, voiam să-mi cumpăr o combină muzicală. Imediat termin și luăm mesaje și telefoane. Și combinam asta în anii 90. Aveam un salariu de mizerie, dar voiam și o combină muzicală să pun muzică atunci când veneau fetele la mine acasă. Și, bă, frate, când reușeam să strâng banii și mă duceam să cumpăr, era brusc mai scumpă cu 50%. Mă apucam, strângeam din nou, înțelegem că câteva luni, jumătate de an, să fac banii. Când mă duceam din nou, gata, m-am făcut banii să cumpăr combina aia muzicală, iar era scumpă. Erau și vremuri grele cu inflația. Da, frate, deci inflația aia m-a dat peste cap total. A trebuit, toată vrăjeala era pe liniște. Da, da, da. Nu era nimic pe muzică. Așadar, 0372069599. Ați pățit ca Vlad, ați strâns bani să cumpărați ceva vreodată și pentru a fost strâns, în van. Pentru ce a strâns, care era visul vostru și dacă ați reușit să vi-l îndepliniți, auba. 0728-3132 pentru mesaje, 0372069599 pentru telefoane. Bună dimineața! Pe vremea când eram eu copil, existau cele sticle de lapte cu gâtul larg, în care intra perfect o monedă de aluminiu de 5 lei. Odată ce reușeam să strângem o sticlă plină de monezi de aluminiu, erau aproximativ 400 de lei, ceea ce însemna o bicicletă. Și toată comunitatea noastră știa și își propunea să strângă acea sticlă plină ca să-și cumpere o bicicletă. Vă salut, Ștefan din Buzău. Da, mișto idee, dar tu 5 lei era mult pe vremea aia. Da, era adică, foarte mult. Am mai primit mesaje că se strângeau monede de 3 lei, alea mai grele, tot în sticlă de lapte și însumau mai mulți bani. Că aparent asta. Erau mai puțin voluminoase. Ăla nu era mărunțiși. 5 lei, 3 lei... Erau bani. Da. Da. Erau banii sub da, exact. Un leu care erau mărunțișul. Aha. Și uite să vă spun, Vali din Cluj ce a pățit, a strâns bani din bursa de la facultate pentru școala de piloți de raliu. N-am reușit, a trebuit să-i dau la dentist. Am strâns apoi să-mi iau brevetul de scafandru. Ghiși ce? Tot la dentist i-am dat. Nu mi-am împlinit visele nici azi. Mai bine zoi pe ale mele nu. Cred că doar pe dentistului să-și ia natura dorită în cabinet. Irina, bună dimineața! Vorbim despre bani strânși și dacă ați reușit să vă îndepliniți visele cu ce ați agonisit. Irina, ce zici? Bună dimineața, Irina! Dimineața! Bună! M-auziți? Da! Clar! Da, eu am strâns bani. Bine, n-a fost chiar pentru un vis. Dar am strâns bani în facultate acum vreo 20 de ani. Da. Într-o sticlă din aia de 5 litri de apă plată. Da. Într-un bidon. Așa. Monezi, da? Da? De 50 de bani, de 10 bani. Și la un moment dat, când s-a umplut sticla, mi-am cumpărat un DVD player. Îmi doream eu un DVD player, că atunci apăruseră. Bun, deci ai reușit. Dar stai puțin, Irina. Da, mă rog. Irina, da. Te-ai dus cu mărunțișul la magazin? Nu m-am dus, l-am schimbat, mărunțișul. Unde l-ai schimbat, domnule? La supermarket. Nu, în diverse locuri. O parte l-am schimbat la maica mea, la farmacie. Da. Nu erau foarte mulți, adică nu vă imaginați că s-au strâns, nu știu, cred că vreo 300 de lei am strâns. Dar, de 10 bani. Asta, cantitatea mare. Da. Irina, mulțumim pentru poveste. Hai să vedem ce zice Liviu. Bună dimineața, Liviu. Bună dimineața. Salut. Eu am avut o bățanie, cum a avut domnul cu sticla de lapte. Eu cu frigiderul. Hai că mai avem câteva secunde, zi. M-am căsătorit și am vrut să-mi cumpăr frigiderul. Aveam 100.000 de lei. Frigiderul costa 110.000. Zic că împrumut bani. Nu împrumut bani. N-am putut să iau nici frigiderul. I-am dus la Caritas. La Caritas am lăsat 100.000. Am luat 800. Zic, nu, hai că mai fac cu o șmecherie. Am luat doar 200 și am lăsat 600. Când se iau a doua oară, n-am mai luat nimic așa. Și oricum, că mi-am recuperat banii. Da, așa, da, și inflația cu aia îți rosese banii. N-ai mai putut să alegi nimic de aia 200.000, nu? Nici frigider, nici nimic. Da. Multă lume a pățit atunci. Aia la Caritas a fost... Nu, lăsăm la o parte Caritasul. Simpla devalorizare, inflația galopantă a dus la... Așa este, da, a distrus o grămadă. Că oameni care aveau...
planuri să-și ia Dacie, frigider, congelator, da, garsonieră. Casă cu banii ăia și într-un an puteai să-ți mai iei un fotoliu de banii respectivi. Hai să vedem ce are de povestit și Marius. Bună dimineața, Marius. Bună, Marius. Bună dimineața. În anii 80 am început eu să adun mărunțiși, dar mărunțiși sub un leu, 15 bani, uh-huh. 25 de bani, 5 bani. Da. I-am învățat pe de rost și s-a născut o pasiune. Am adunat în continuare din toată lumea monede și bănuțe. Și câte damigene ai acum? Nu am damigene, am cutii și... A, deci faci colecție? Câteva mii de monede, câteva mii de bagnote. A, și nevastă e fericită că trebuie să șterge, să șteargă praful pe el în fiecare săptămână? Nu trebuie să șteargă praful. Dar ai și ceva așa de valoare? Adică, sau numai de chichi le strângi de amuzament? Am avut. Mm-hmm. N-am pățit ca și dentist, eu sunt în construcție cu casa și o parte au plecat. Am înțeles. Înțeles. Mulțumim. Acum nu mă cred că mai merge asta cu pușculița, că nu mai primește nimeni rest mărunțiș. Adică poți să pui în damigeană nu știu, bucățele de chewing gum, nu? Că primește chewing gum de la mic, rest. Da, da. Vă dau o bomboană. Vă dau o bomboană. Aia mai am de alea de 10 bani, 50 de bani, mai aduc ăla mic, mai aduce și îi pune acolo și din când în când se duce la... Dar n-ai pățit la Mega să vină unul în fața ta cu un fișic de bani să-i schimbe să te ia capul? Nu. Îți povestesc că nu mai avem timp acum. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.